Am onoarea să vă salut, dragi prieteni, sunt Cristian Român și vă invit la o nouă călătorie prin lumea scepticismului. Se întâmplă lucruri interesante în zona scepticismului. Săptămâna trecută vă anunțam că în evenimentul zilei a apărut un articol foarte interesant, de fapt un interviu cu scepticii în România, niște tineri extrem de entuziaști care realizează și un podcast în care combat foarte tare cu acești pseudoștiințifici care practic au invadat mass media de pe la noi. V-am spus despre ei atunci. Între timp au fost prezenți și la Antena 2 în emisiunea lui Mândruță. A avut de înfruntat pe marele ezoterist al planetei, da, bineînțeles, discutând de acolo despre homeopatie, despre sfârșitul lumii. Foarte interesantă dezbaterea pe pagina mea de Facebook, o să găseți linkul către emisiunea respectivă, jos pălăria. Păcat că timpul a fost foarte scurt. Ar fost nevoie de mai mult timp pentru că vedeți dumneavoastră în subiectele acestea de tip homeopatie. E nevoie de mai mult decât de 10 minute de cuvinte. Este nevoie să chiar să vii cu dovezile respective, cum că homeopatia merge sau nu merge. Este adevărat, în zona afirmației, homeopatia funcționează, homeopatia e o procedură medicală eficientă, dovezile nu există. Acolo, mă rog, s-a fi lăsat o tăcere prea mare, poate. Că homeopatia, de fapt, e, sau remediile homeopate nu sunt altceva decât niște pilule de zahăr sau apă chioară, ce doriți dumneavoastră, practic nimic eficient din punct de vedere medical, în această zonă chiar dovezile sunt cu nemiluită. Bineînțeles, având în vedere că aveam de-a face cu un ezoterist, acesta în permanență a deplasat discuțiile în alte zone. S-a discutat, v-am zis, și despre sfârșitul lumii, tare mult mi-ar fi întrebat, mi-ar fi plăcut, apropo de anul faimosul, anul 2012, chestia aia cu ADN-ul, cu 12 spirale, care deja are 4 spirale ADN-ul. Afirmație rostită chiar de însuși marele ezoterist, el fiind tobă de carte, citește poate nu acele cărți care conțin adevăruri, ci cărțile care conțin mai degrabă un soi de spectacol, un soi de literatură, în sensul ei artistic, nu în sensul de literatură științifică. Bine, omul adaugă din când în când că oamenii de știință spun asta. Am eu niște dubii că persoana respectivă ar ști ce este acela un om de știință sau ce este acea știință. Dar, mă rog, în zona asta multe chestii interesante. Apropo, eu tot mă iau de misiune de la noi, de la televizor, cu tot felul de ăștia, ocultiști, oculiști, cum le mai zice, ocultiști, nu? Ocultiști, la aia, glumeam și eu. La Bruxelles fiind, m-am uitat și la niște, pe posturile de televizor, când aveam eu timp așa, n-am avut prea mult timp, dar mă rog, m-am mai uitat. Vă rog să mă credeți că ce se întâmplă la noi se întâmplă și acolo. Deci, în primul rând, era o emisiune în care era un nene care ghicea telespectatorului care dădea telefon contra unei sume de bani, bineînțeles, cum se întâmplă și la noi, că s-au reluat emisiunile acele, în tarot, în cărți. Și îi spunea viitorul. Dar cel mai tare și mai tare mi-a plăcut, era o tipă care folosea pendulul magic și dădea răspunsuri, vorbea în flamandă, mi-e greu să înțeleg limba aceasta flamandă, dar mă rog, așa îmi dădeam seama din context și când se mai apropiau cuvintele de puțină germană sau aveau o rezonanță engleză sau franceză, mă rog, cum se mai întâmplă din când în când, cred că de dragoste îi spunea, dacă o iubește sau nu iubește pe doamna care dăduse telefon, un personaj oarecare. Ei, se întâmplă și în alte părți. Adevărul e că dacă aduce bani, în fond, pentru ce este o televiziune? Televiziunea trebuie să aducă un profit. Scopul unei televiziuni nu este neapărat acela de a mări nivelul de înțelegere al maselor. Dar, vedeți dumneavoastră, tocmai de aceasta este nevoie de sceptici. Tocmai de aceasta este nevoie de grupuri de acestea, cum sunt sceptici în România,
care, iată, anul acesta, împreună cu Asociația Seculară Umanistă din România, au organizat o manifestație despre care nu s-a vorbit prea mult, dar a avut răsunet, să știți, în rândul homeopaților. Era vorba de manifestarea aceea 10-23 despre care v-am mai vorbit, în care au încercat și oamenii să se sinucidă. Nu e așa că e urât ce au vrut ei? Da, dar au vrut să se sinucidă cu de-astea, medicamente homeopate. Și au încercat ei măcar să ia așa puțin somnul, au luat pumni întregi de sedative homeopatice în speranța că vor fi sedați cât de cât acolo. Mă rog, după cum spunea cineva, probabil că doar glicemia le-a crescut puțin, pentru că acele sedative, nu știu cum transferă ăștia memoria apei, că e memoria apei într-un remediu homeopat care... nu e așa, apa ține minte, nu știu ce. Dar mă rog, asta e transmisă către niște granule de zahăr, practic. Așa. E bine, din cauza pastilelor care conțineau destul de mult zahăr, nu e așa, risc să îți crească glicemia. Nu, trebuie să fie lucruri de-astea pe... trebuie să fie asemenea organizații, asemenea grupuri care să fie din ce în ce mai active, pentru că altfel vorbind, numai ei, homeopații, ai senzația că ei reprezintă cumva o mare revoluție în medicină. Așa cum semnalau prietenii mei, chiar unul dintre conducătorii Societății Române de Homeopatie spunea că sunt mai eficiente remediile homeopatice decât tratamentul obișnuit pentru tuberculoză. Lucrurile devin mai grave. Dar despre homeopatie vom vorbi noi cu altă ocazie și sper, emisiunea asta știți, o fac singur, nu invit niciodată pe nimeni, dar vreau ca săptămâna viitoare măcar câțiva dintre ei să fie aici alături de mine și să discutăm despre scepticism în general, pentru că vă spun, sunt tare dragi acești prieteni ai mei. Bun. M-am ambalat, da, am uitat să mai și respir. Pentru că chiar așa e, să știți, îmi sunt foarte dragi. Să trecem la oile noastre, de fapt la câinii noștri. Nu vine să cred. Câteodată vă rog să mă credeți, văd emisiunea și pe urmă, după ce se termină emisiunea cu pricina, am senzația că n-am reținut bine, că n-am auzit bine și aștept ca o anume emisiune sau o alta să fie pusă pe net, să o pot găsi de obicei pe YouTube. Pentru că se întâmplă că fac unii domni, în acest caz domnul Y, pe care parcă-l uitasem noi în ultima vreme, nu-i așa? Vă era dor de el. Știu eu că vă era dor de el. Pentru că domnul Y este o resursă de-a dreptul, cum să vă zic eu, inepuizabilă, domnule. Nu, e ceva greu de imaginat. Mă gândesc că am putea face misiuni multe la rând, așa, dedicate numai afirmațiilor efectuate, făcute de acest domn. Să vedeți, e o problemă cu câinele electronic. Ați auzit voi de câinele electronic? Despre acest adevărat ciborg? Deci nu știți. Pentru că atunci când l-au Osama Bin Laden, a participat la operațiune și un câine electronic. Bineînțeles, spectatorii l-au întrebat pe domnul Y cum e cu câinele și iată ce a răspuns domnul Y. Suntem întrebați ce este sau ce a fost, ce se înțelege prin câinele electronic care a participat la așa zisa prindere, ulterior uciderea lui Osama Bin Laden. Vreau să vă spun că nu am văzut un asemenea câine și am fost foarte, foarte încurcat și incitat de acel anunț când, după întâlnirea cu veteranii din Afganistan, președintele Statelor Unite, Barack Obama, într-o alocuțiune și o întâlnire secretă, a decorat acei membri ai detașamentului SEAL care a executat acea misiune. Dar se pare că primul a fost decorat un câine, așa zisul câine electronic, din câte s-a spus și din câte s-a scris în presă, ar fi un câine căruia i s-au scos dinții naturali, s-ar fi pus dinți de titan, întreaga dantură ar avea-o de titan, mușcătura acestui câine ar avea o forță de peste 200 de kilograme, un ochi ar fi fost extirpat și ar avea montată o cameră
în infraroșu telecomandată de undeva de la un pupitru, mai mult decât atât, ar avea o ureche electronică prin care de la adresorul său ar primi ordine în regim, să spunem, electronic și nu prin voce. Nu am văzut acest câine, este incitat, este într-adevăr un adevărat cyborg, este posibil să existe. Așteptăm noi informații despre această nouă experimentare pe câmpul de luptă. Asta e câinele nostru, câinele electronic, cu dinți de titan, cu un ochi extirpat, ca să-i se monteze acolo o cameră video, și urechea nu mai are ureche, are o ureche electronică prin care îi se dau comenzi electronici. Haideți să revin în cadru. Da, echipele SEALS într-adevăr au la dispoziție câini antrenați. Multe armate folosesc pentru anumite misiuni câini. S-au folosit chiar și delfini pentru misiuni militare. Mă rog, nu este nimic paranormal, nu e nimic, cum să vă zic eu, ieșit din comun. Într-adevăr, așa cum ați văzut și în poze de mai devreme, el poartă o vestă electronică, de-aia îi zice câine electronic. Nu pentru că, mă iertați, ar avea un ochi electronic, nici pe departe. El poartă cu sine o cameră video cu care se poate observa zona în care el se deplasează, chiar și pe timp de noapte. Într-adevăr, el poate primi comenzi de la distanță, dar nu comenzi electronice. Pur și simplu are o mică cacofonie respectivă, cască, prin care poate să primească comenzi simple de la dresorul său. Care e problema? A, e vreo problemă? Dar eu chiar nu reușesc, vă rog să mă credeți, fac eforturi, v-am spus, m-a trebuit să mă uit de mai multe ori la această secvență, chiar înainte de emisiune i-am rugat pe colegi să mă lase să mai ascult odată secvența, pentru că pentru mine este de-a dreptul incredibil, nu știu unde le scoate. Pentru că informații legate de această vestă există, bineînțeles. Sunt convins că există și anumite dispozitive care, să le zicem noi, montate pe această veste, poartă un anume caracter secret. Deci nu știm noi deocamdată mare lucru. Dar nu e nicio problemă să ne imaginăm. Dar așa este. E nevoie mai degrabă de spectacol decât de a enunța niște adevăruri. Ei, ca și în cazul emisiunilor marelui ezoterist, câtă vreme aș putea eu să-mi imaginez că asist la o piesă de teatru în care vine cineva și îmi spune lucruri, SF sau cum doriți dumneavoastră, doar fantastice, da, aș fi de acord. Chiar aș fi interesat un tip de spectacol de această natură. Numai că, așa cum am mai spus eu și cu alte ocazii, ar trebui scris acolo undeva, jos, aceasta este o pură fantezie. Sau cum apare la sfârșitul filmelor artistice. Personajele și întâmplările din filmul pe care l-ați văzut sunt fictive. Sunt rodul imaginației cuiva. Cam complicat.